Procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu a fost pus oficial sub învinuire în dosarul penal pornit pentru îmbogățire ilicită. Informația a fost confirmată pentru Orizont TV de Procuratura Anticorupție. Avocații lui Stoianoglu susțin însă că sunt doar abuzuri din partea procurorilor pentru a-l ține pe Stoianoglu suspendat din funcție și departe de procuratură. La solicitarea noastră, reprezentanții Procuraturii Anticorupție nu au comentat aceste acuzații. Potrivit materialelor cauzei, învinuirea are la bază un raport al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind veniturile familiei Stoianoglu pentru perioada 2010-2022. Astfel, procurorii afirmă că în anul 2014, fiind deputat, Stoianoglu și soția sa aveau pe conturile bancare 340.000 de lei, în timp ce veniturile declarate în acel an au însumat puțin peste 274.000 de lei. Astfel, procurorii afirmă că în anul 2014, fiind deputat, Stoianoglu și soția sa aveau pe conturile bancare 340.000 de lei, în timp ce veniturile declarate în acel an au însumat puțin peste 274.000 de lei. În același an, menționează acuzatorii, fostul procuror general și-ar fi cumpărat o mașină pe care a plătit 340.000 de lei. Tot în 2014, Stoianoglu ar fi plătit pentru un apartament de aproape 135 de metri pătrați, suma de 824.000 de lei și pe care l-ar fi înregistrat pe numele fiicei sale. Avocatul Vasile Gafton a calificat învinuirile ca fiind aberații. Domnul Stoianoglu de grabă o să fie învinuit și în omorul lui Kennedy. Și atunci tot o să trebuiască să comentăm ceva. Nu vă supărați, nu putem comenta, deci niște aberații de a procurorilor. Deci cauza penală a fost pornită anul trecut, pe 2 septembrie. Apartamentul aparține fiicei. Deci tranzacția de vânzare-cumpărare a fost încheiată între fiica dânsului, care era major, de la 2 septembrie anul trecut până în prezent. Deci nici n-au avut măcar, cum spune, bunul simț, deci să audieze, deci proprietarul apartamentului. Să o întrebe de proveniența banilor. Și incriminează că chipurile apartamentului ar aparține de beneficiar apartamentului ar fi Stoianoglu. Potrivit lui Gafton, la momentul potrivit vor fi prezentate probele care demonstrează nevinovăția lui Stoianoglu. Până atunci, spune apărătorul, sunt doar abuzuri din partea procurorilor. Pornesc dosare pe bandă rulantă pentru a-l ținea suspendat din funcție și a-l ținea de parte de procurătură. Am solicitat un comentariu de la Procuratura Anticorupție la declarațiile făcute de Vasile Gafton, dar reprezentanții instituției ne-au spus că doar confirmă punerea sub învinuire a lui Alexandru Stoianoglu la data de 19 aprilie pentru infracțiune de îmbogățire ilicită, iar alte detalii nu ne pot oferi. Cu referire la apartamentul fiicei lui Stoianoglu, procurorii spuneau că aceasta nu ar fi avut venituri legale suficiente pentru a cumpăra locuința care ar valora în realitate circa 2,5 milioane de lei. Stoianoglu a scris însă anterior pe rețelele de socializare că locuința a fost cumpărată în 2015, când deja nu era nici deputat în Parlament, nici nu deținea o altă funcție publică. Amintim că procurorul a fost suspendat din funcția de acuzator general în data de 5 octombrie 2021. Pe numele lui au fost pornite 5 dosare penale, iar ulterior încă câteva. Unele dintre acestea au fost expediate în instanță. Învinuit de corupere pasivă, fals în declarații și depășirea atribuțiilor de serviciu, procurorul general suspendat pledează nevinovat în toate cazurile. Funcția de procuror general interimar a fost preluată de către Dumitru Robu, iar acum este ocupată de către Ion Munteanu. Procurorul general suspendat a stat 2 luni în arest la domiciliu, după care a fost transferat sub control judiciar. Anul trecut, avocații lui Alexandru Stoianoglu s-au plâns la Curtea Europeană a Drepturilor Omului că instanțele de la Chișinău i-au îngrădit drepturile. Ulterior, Curtea Europeană a cerut guvernului să explice de ce autoritățile i-au interzis lui Stoianoglu să participe la întruniri publice și să comunice cu presa pe durata procedurilor penale în privința sa. Guvernul însă a motivat acest lucru prin plasarea în arest la domiciliu a lui Stoianoglu, dar și prin faptul că este suspendat din funcție.